transportul ai prins ciocatele, paltonul, casetofonul. Da, da, l-am prins. Ciocatele. Da, și păi aici, nu că primeau astea, nu? Și aici cu domnul Schiman, foarte multă lume a spus că, băi, că dacă nu era Schiman, poate ajungea mai sus. Dacă nu era Schiman, poate n-ajungea nicăieri. Serios? Păi, tu pentru, ai fost dacă acolo, ai... ce val de, da? De copii talentați a fost la Sport Suențesc. Nu știu câte echipe din Liga 1, în afară de, să zic așa, Hagi, care a mai scos de la, și e obligat, pentru că e academia lui. Da. Câte echipe au mai scos un val așa de jucători, adică un nucleu, un grup mare și de care o duce și în prima divizie cu grupul exact. Ăla. Și fără prea mulți bani, bun, nu că în momentul ne-am fi dorit să avem mai mulți bani, asta e clar, sau să fim plătiți, dar ne-a făcut oarecum și să prețuim banul, să fim mai calculați. Îl prețuiască, nu-l aveți. Exact, și iar tot ce ne-a dat el, paltoane și ele erau cadouri, nu erau... Deci nu vă oprea din bani? Nu, pentru că noi nu avem prime. La Sport Suențesc noi nu avem prime. Noi ne așteptam, că auzeam pe în Liga 1, mamă, iau primă, nu știu cât, iau nu știu cât. Noi nu aveam primă, că nu jucam pe prime niciodată. Doar pe salariu, tu stăteai pe salariu. Aveai contract, deci nu poți să spui nimic. Și omul venea, mai aducea un sponsor, uite, vă dau cât un palton la fiecare. Vă dau... premiu. Da. Țin minte că ne-a dat un Nokia 3310. Mamă, era aur pe vremea, era cu râmă, era fi cu râmă, da, bravo. Păi, înainte aveam un Bosch de ăla cu antenă. Cu antenă, da. Și știți că înainte pantalonele de training nu prea aveau șiret. Da. Și când le băgai în buzunar, scădea pantalonul de pe tine. Când a venit Nokia, erai tare. Și tot cadou, telefonul Nokia de la Schiman, cadou. De la domnul Schiman, da. La tot lotul sau preferențial așa? Cred că la tot lotul, nu mai știu exact, dar cred că la tot lotul a dat atunci. Poate dar la unii 3310 și la alții altii mai mic. Da. Dar da, perioadă frumoasă. A fost chiar dacă premiu. Mai pe sărăcie așa, nu? Da, dar am uniți așa, că eram tot numai copii, la sport, nu aveam niciunul familie, eram uniți. Da, e adevărat. Poate nu de fotbal, că în afară, nu. Asta zic, era și că mai erau astea, bă, regia, gagici, tineri, mergeau, da, astea, eram toți tineri, asta zic, eram toți media de vârstă, ne-o strica Diniță cu Pădureț, care avea 26 de ani și unii dintre cei mai buni jucători, nu? Da. 26 erau cei mai bătrâni? Și mai era Cezar Zanfir, da, final de carieră, dar s-a lăsat și a fost secund. Și Tom Criste. Atât. Da, era înainte de Gașca Nebună. Da. Și după aceea a venit Gașca Nebună. Da, așa e adevărat, cu pateu în vestiar, cu pâine, cu hai să mâncăm, să facem sandwich. Sunt și unele umflate. Adică mai mult așa să râdă lumea la televizor, dar nu există. Nu am auzit că am primit murături, nu există așa ceva. Asta. Ce a zis cineva că v-a dat? Da, sistem de la audio cu două boxe, cum era înainte, cu casetofon. V-a dat ăsta? Da. Cu boxe cu LED-uri, cu astea? Cadou, nu LED-uri. Boxele la mare, așa, deci v-a dat și cât o combina audio? De la Ana Electronic sau de la Copos, că era Da, au fost cadou. Aha, cadou. Adică nu ne-a promis nimic. Da. Ne-a dat după meci. Deci și cred ca tânăr și ca jucător, bă, când știi că n-ai primă și aia, și adică voi nu vedeți ca o jignire vezi, sau ceva. Că noi la unii a dat cu, știi, avea casetă aici. Dublu. Și deasupra era disc. Aha. CD. Aha. E, unii n-aveau cu CD și era ceartă. Păi de ce i-a dat cu CD-ul ăla și mie nu mi-a dat cu CD? Cu toate că poate era discul, nu l-ai folosit niciodată. Știi că noi la ProRapid, fii atent, nu știu dacă tu ai mai prins, la ProRapid în fiecare cameră aveam de asta, cum zici tu, și mai veneau de ăștia, prin provincie, știi? Și luam la mișto acolo, le ziceam că e cuptor cu microunde deasupra. Știi că aveai pick-up, cu vinil. Nu, dar erau boxele detașabile, le scoteai, după aia le puneai stânga-dreapta și aveai dublu casetofon. Cu radio și deasupra... Da, dublu casetofon, da. Dublu casetofon și deasupra aveai capacul și era roata aia să pui acolo discul. Da. Și le mai venea câte unul, că mai veneau, știi cum e, să veneau din provincie. Care discul nu... de vinil. Da, și zicea, bă, ce luai mileul de pe el. Cu peștișorul. Zicea, bă, acolo vezi că e cuptor cu microunde, vrei să-ți încălzești ceva dacă mâncăm eu n-am prins seara. N-am prins în cameră. N-ai prins? N-am prins din asta în cameră. Da. Unde? Ai spus de domnul Schiman că mai mult bine a făcut decât... Pentru unii poate n-a fost... Poate n-a fost de bun augur domnul Schiman, dar pe mine unul, da, nu cred că pe mine dădea cineva doi bani când eram și mic și slăbuț și m-a luat, a avut încredere în mine și am ajuns fotbalist și de echipa națională. Da. Cred că de la Sport Suențesc cred că am cele mai multe selecții la echipa națională. Deci îi datorez practic cariera domnului Schiman. Da, eu n-am spus vreodată nimic de domnul Schiman decât cuvinte de laudă din punctul meu de vedere. Da. Repet, nu poate nu cu toată lumea s-a purtat la fel. Asta poate nu i-au ajutat nici calitățile. Nu poate să mă condamne pe mine lumea pentru cum s-a purtat cu mine domnul Schiman, asta e clar. Nu că am fost, nici n-am fost băiatul lui, dar am fost serios, am fost